Următoarea finalistă are un nume care îmi place. Cup and Scandal, Oana Botezato. Te rog frumos, Oana! Bună seara! Românii cheltuiesc anual 18 milioane de euro pe lumânări care le fac rău. Probabil sunteți unii dintre ei. Sunt Oana de la Cup and Scandal și vă prezint o alternativă. Cup and Scandal este un atelier de manufactură de lumânări din ceară naturală de soia, fără parafină, o ceară eco-friendly și non-toxică. Producem lumânări din ceară de soia 100%, cu grijă față de sănătatea clienților și față de natură, în recipiente reciclate, reciclabile și reutilizabile. Piața de lumânări din Europa este foarte mare, se consumă anual în valoare de 500 de milioane de euro, cu o creștere estimată de 5% în următorii 5 ani. În România importăm mai mult decât producem. Este un moment bun pentru produse sănătoase și prietenoase cu mediul și cu grijă față de clienți, iar ceara de soia vine cu mai multe avantaje. Nu este toxică, nu poluează, provine dintr-o resursă regenerabilă și durează de două ori mai mult decât parafina. În România se consumă preponderent lumânări din ceară de parafină, care este toxică și cu potențial cancerigen, iar asta o spun studiile. În țări precum Marea Britanie sau Franța, unde există studii de calitate a aerului indoor, lumânările au deja cel puțin 40% ceară naturală, care este netoxică. Vrem să facem în România prima fabrică de lumânări din ceară de soia 100% și putem să facem asta cu un preț sub prețul lumânărilor de import. Prețul nostru mediu este de 14 euro, iar al lumânărilor de import între 15 și 350 de euro. Venim nou cu ceară de soia 100%, cu fitil din bumbac 100%, facem upcycling, avem ambalaje din bumbac și din hârtie reciclată, colaborăm deja cu designer și antreprenori români și ne implicăm în cauze sociale. Trendul este clar de migrare spre lumânările din ceară naturală de soia, care vor domina piața. Cu peste 10.000 de variante de parfum create special pentru ceara de soia și sute de idei de recipiente, doar imaginația e limita în acest business. În acest moment, vindem în principal de pe shop-ul nostru online. Am participat la peste 25 de târguri, unde important este nu doar să vindem, ci și să educăm clienții. Avem foarte mulți prieteni în social media și suntem listați în 3 magazine din țară. Lumânările noastre au ajuns la clienți din peste 30 de țări, din Toronto în Kuala Lumpur. Clienții noștri sunt persoane cu venituri medii și peste medie, cu studii superioare, interesate de conceptele de upcycling, recycling și buy local. Sunt oameni care vor să facă alegeri sănătoase și cărora le pasă și de natură. Suntem primii de România care am turnat lumânări din ceară de soia 100% și primii care folosim recipiente care pot fi reciclate și reutilizate după ce se termină lumânarea. În unități vândute ne-am dublat vânzările de la an la an, iar în 2018 am avut deja 1800 de lumânări vândute, bugete foarte mici. Acesta de mare. A fost timpul acordat, să aplaudăm locul nostru.